Domnul Simion nu este deloc populist, este prost, e cu totul altceva, domnul Căcărău. Noastră, ori n-aveți toți termenii la noastră, ori pur și simplu s-a așternut rugina peste explicațiile altădată frumoase pe care le oferează la televizor, pentru că să spui despre George Simion că este un populist nu este decât un adjectiv al vremurilor, dar care nu se potrivește, da? De calapodul domnului Simion, care este un prost, literalmente un prost politic, dar este un farfuridi al societății românești, nu are nimic populist în el. Când ești prost, da, până să ajungi la populist, niște trepte care nici nu contează. Indiferent că domnul Simion ajunge amiral, ajunge președinte, da, ajunge saxofonist, principalul său atribut este prostia. Indiferent unde urcă domnul Simion în societate, el va fi întotdeauna catalogat de un om cu capul pe umeri drept un prost.